La 24 ianuarie 2016 s-au împlinit 157 de ani de la Unirea Principatelor Române. Ziua de 24 ianuarie a fost declarată zi de sărbătoare legală în urma unei propuneri legislative. Prezența la ora 12 în municipiul Zalău a fost foarte mare. S-a încins o horă la care au fost prezenți politicieni, autorități locale, dar au fost și absenți. Chiar dacă se apropie alegerile, partidele nu s-au întrecut în a participa cu cât mai mulți membri. Fundalul sonor nu a fost doar instrumental, ci s-a cântat și text Horei Unirii. Însă mai multă bucurie era pe chipurile celor care au așteptat la ora 18:30 să danseze hora conform programului care nu s-a respectat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta. Mulți-a-ntrăiască! 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 Binecredincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu pace și sănătate și într-o toată bunăsporirea și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. La mulți ani pentru popor, la mulți ani pentru țară, România. Amin.
permite să dăm mână cu mână cei cu inima română.